Situație nemai întâlnită la Glogova. Pentru un drum care în 2007 a fost licitat la suma de 18 miliarde de lei vechi, acum primăria are de achitat numai puțin de 50 de miliarde de lei. Atunci când a fost negociat contractul, fără doar și poate, a fost negociat în favoarea constructorului. Pentru fiecare zi de întârzieri, primăria Glogova are de achitat numai puțin de 0,1% penalități. Contractul de modernizare a drumului care leagă două sate din Glogova a fost licitat în 2007 la valoarea de 18 miliarde de lei vechi. Primăria nu a plătit lucrarea la timp, iar suma aproape s-a triplat. Până la această oră, penalitățile au crescut, deoarece în contract a fost pus pe 0,1 la zi de întârziere. Penalitățile au crescut destul de mari, aproape la 50 de miliarde, deoarece nu se vor plăti, pentru că noi suntem în curs de litigiu. Banii pentru lucrările efectuate trebuiau să vină de la guvern. Au venit doar jumătate, astfel că din valoarea totală de 18 miliarde de lei, nu s-au achitat decât 9 miliarde. S-au efectuat lucrările. După ce s-a terminat lucrările, s-a plătit suma de 9 miliarde cât a fost primit pe hotărâre de guvern, cu promisiunea că și în continuare se vor finanța tot de la guvern. Această promisiune deocamdată nu s-a mai fost onorată. Situația este destul de gravă pentru primarul democrat-liberal. Dan Vâlceanu, purtătorul de cuvânt al PDL, a declarat că s-a pus în discuție la partid situația de la Glogova, însă degeaba. Partidul a făcut toate demersurile prin parlamentarii noștri să le ajute. Nu știu în ce măsură a fost ajutat până acum. Oricum, dacă am fi putut noi să-i dăm banii de la partid să se plătească, cu siguranță am fi făcut-o. Însă lucrurile nu s-au chiar așa. Nici parlamentarul de zonă, Dan Ilie Morega, nu are prea multe soluții. Șalapa se numără printre primarii care nu i-au cerut sprijinul, așa cum au făcut alți primari. Acea hotărâre de guvern pe care o are nu mi-a putut să-mi spună niciodată pe ce minister, pe ce componentă a primit această finanțare ca să pot să apuc, cum se spune pe gorcenește, ghemul de la capăt și să deșir încet ca să pot să-l ajut. La sfârșitul ei se refacă din nou, să vină, să mergem împreună la echipa de lucru care coordonează ordonanța 7 pe 2006 și finanțările. Din păcate, n-a făcut acest lucru. Constructorul a cerut executarea conturilor primăriei, iar din această cauză mai multe angajați ai primăriei Glogova nu și-au încasat banii pe salarii.